Unul dintre pasajele biblice dificil de interpretat este Ezechiel 20, 25, 26. Bancă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare când treceau prin foc pe toți întâi lor născuți, am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că eu sunt Domnul. A dat Dumnezeu poporului evreu legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască? Doar câteva versete mai sus, în același capitol, Dumnezeu spune prin același profet, Ezechiel, Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscute poruncile mele prin care trebuie să le împlinească omul, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și sabatele mele să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Ezechiel 20, 11-12 Mai întâi, Dumnezeu spune că a dat poporului legi și porunci prin care omul să trăiască. De asemenea, Dumnezeu le-a dat sabate prin care să îi sfințească. În consecință, ori avem de a face cu o contradicție explicită, ori versetele ulterioare cuprind altă semnificație. În acest pasaj, Dumnezeu mustră pe israeliți prin profetul Ezechiel pentru persistența în răzvrătire și idolatrie. Contextul apropiat arată un episod al poporului Israel prin care a adoptat practici păgâne. Astfel a căzut în neascultare față de Dumnezeu și a încălcat legământul cu el. Mai întâi expresia le-am dat și legi care nu erau bune. Această expresie poate fi înțeleasă în virtutea voii permisive a lui Dumnezeu. Ca urmare a respingerii continue a lui Dumnezeu, ei au fost lăsați să urmeze pornirile lor păcătoase. Avem un pasaj similar, Roman 1:24, care ne amintește că judecata lui Dumnezeu se manifestă uneori prin lăsarea oamenilor să urmeze dorințele lor, dorințele lor păcătoase din cauza persistenței în ele. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Apostolul Pavel specifică motivul pentru care Dumnezeu i-a judecat așa. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Romani 1, 21 la 23. Așadar, aceste legi care nu erau bune se referă la practici păgâne pe care Israel le-a adoptat și trăia în ele. Dumnezeu i-a lăsat să urmeze aceste practici, adică în cuvintele revelate prin profetul Ezechiel, le-a dat, nu pentru că asta dorea Domnul pentru poporul Israel, ci pentru că acestea erau dorințele lor. Acum, expresia și porunci prin care nu puteau să trăiască. Atât în același capitol, Ezechiel 20, cât și în Deuteronomul 30 cu 19, Dumnezeu spune că ascultarea de poruncile lui implică alegerea vieții. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, a spus Dumnezeu respingerea poruncilor lui Dumnezeu care aduc viață și adoptarea unor practici păgâne, adică legi autoimpuse, le-a adus distrugerea. Deci pe de o parte au respins poruncile lui Dumnezeu, pe de altă parte au îmbrățișat practici păgâne, ceea ce în final a dus la distrugerea poporului Israel. Ei nu au putut trăi prin ele. De fapt, cartea profetului Ezechiel cuprinde mai multe amenințări decât, ori, decât cartea oricărui alt profet biblic. Mai departe, o altă expresie: i-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toți întâi lor născuți. Aici se face referire la practicile cu tremurătoare ale cananicilor, prin care sacrificau pe întâi lor născuți în cinstea lui Moloch. Dumnezeu, într-adevăr, le-a dat porunce vreilor să dedice pe întâi lor născuți, dar prin răscumpărare. Niciodată Dumnezeu nu a acceptat jerfe umane. Exod 34:20, 20, Dumnezeu a spus prin Moise poporului să dedice pe întâi lor născuți, dar lăsându-i în viață. Adică trebuiau, trebuiau să fie răscumpărați printr-un animal, printr-o jerfă animală. Contrar poruncii care dădea viață, Evrei au urmat gândurile lor abominabile, jertfindu-și copiii unor Dumnezeu falși. Deia, Dumnezeu a spus, i-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toți întâi lor născuți. Adică, i-a lăsat în voia minților blestemate, în cuvintele Apostolului Pavel. În final, ultima expresie pe care o explic în contextul acesta este. Aceasta, am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că eu sunt Domnul. Dumnezeu a permis poporului Israel să experimenteze urmările distructive ale propriilor alegeri. Experiența asta dureroasă avea un scop pedagogic, să învețe sau să-i facă conștienți de gravitatea păcatelor lor. Prin această metodă severă, Dumnezeu urmărea să-i determine să-și recunoască greșelile și să se întoarcă la El, singurul Dumnezeu adevărat. Astfel, chiar și în pedeapsă se manifestă intenția divină de a readuce poporul pe calea cea dreaptă, arătând că doar prin revenirea la Dumnezeu pot găsi viața și mântuirea autentică. În concluzie, acest pasaj subliniază judecata dreapta lui Dumnezeu asupra idolatriei și neascultării lui Israel. Respingând legile sale dătătoare de viață, ei și-au adus singur moarte asupra lor. Dumnezeu le-a permis să urmeze propriile căi distructive, sperând că, prin căderea lor, vor recunoaște suveranitatea sa și se vor întoarce la El.